Pe vremuri de criză și pandemie, căsătoria poate fi ultimul lucru la care te gândești. Nu și pentru un cuplu din orașul american New York, unul dintre cele mai afectate din Statele Unite, care a găsit o metodă ingenioasă pentru a-și uni destinele și jura credința veșnică. Un prieten care era și ofițer de căsătorie a oficiat întreaga slujbă de la etajul 4, iar mirii așteptau jos în stradă. Cuplul trebuia să se căsătorească în octombrie, dar a decis să-și programeze nunta mai devreme. Decizia a pornit de la îngrijorarea că pandemia coronavirusului s-ar putea agrava. Orașul New York este unul dintre cele mai grav afectate din Statele Unite. Cu peste 15.000 de cazuri raportate și peste 100 de decese, spațiile comerciale s-au închis, iar rezidenților li se cere să păstreze distanța și să rămână în interior cât de mult posibil.